Sighetul de azi, emisiunea care dezbate tot ce contează. Eu, personal de 15 ani, am nădăjduit să ajung un moment în care liberalii se poată spune că e președintele meu. Sigur, e președintele tuturor românilor și a subliniat-o foarte bine Klaus Iohannis, dar o părticică din președinte am și eu. La succesul lui am contribuit și eu, a fost partenerul meu, eu am fost partenerul lui, am construit împreună. De prim-ministru nu putem pune, deci ajunge în Dubai, că un prim-ministru ajunge în Australia, ajunge în Dubai, în Noua Zeelandă, dacă trebuie în Groenlanda, până la urmă, că dacă este. Evident că părerea, sau mă rog, mesajul pe care îl transmit fiind în această alianță electorală, este cel înspre candidatul alianței electorale PSD-UNPR-PC. Sighetul de azi, emisiunea care dezbate tot ce contează, cu Gheorghe Paul Stanislaw. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. Despre transportul comun din municipiul Sighetul Marmației vorbim în cadrul emisiunii noastre cu invitatul din această seară, domnul Grigore Șteț, directorul Mara Nord. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Aș vrea să intrăm direct în subiect pentru că am și câteva întrebări deja sosite de la telespectatori. De asemenea, puteți să le trimiteți pe adresa de SMS sau pe pagina de Facebook a emisiunii. Domnule Grigore Șteț, la ultima ședință de Consiliu Local ați intrat și în AGA, pentru că până la urmă adunarea generală a acționarilor este tot Consiliul Local. Și aș vrea să ne spuneți și nouă și telespectatorilor ce s-a dezbătut în această ședință AGA și care au fost hotărârile importante pentru transportul local din Sighetul Marmației luate în cadrul ședinței. Da, ați punctat foarte bine, acționarul unic al societății noastre Transport Mara Nord este Consiliul Local. Și după ședința de Consiliul Local extraordinară care a avut loc vineri, am solicitat cu aproape două săptămâni înainte acționarului să organizăm adunarea generală a acționarilor ordinară. Asta înseamnă adunarea generală a acționarilor anuală pentru aprobarea unor puncte stabilite în ordinea de zi, din care cel mai important subiect a fost aprobarea raportului administratorului special al societății și aprobarea bilanțului a contului de profit și pierderi pe anul 2014, pentru că așa cum știm, legea 31, legea a societăților comerciale impune obligativitatea depunerii acestor bilanțuri către administrațiile financiare și ne-am conformat în acest sens. Bun, dacă tot ați vorbit despre bilanțul de, să spunem, conturi de profit și pierderi, aș vrea să ne spuneți exact care e situația. Mi-amintesc că la ultima emisiune realizată cu noastră aici în studio anul trecut, situația nu era foarte roză. Exista chiar o pierdere generată în ultimele 2-3 luni sau 4 luni de zile. Dar înțeleg că situația acum puteți să ne-o prezentați mult mai clar în condițiile în care aveți acest bilanț. Da, spuneam, la vremea respectivă, asta era undeva prin luna martie a acestui an, din câte mi-amintesc, societatea Transport Mara Nord încheia exercițiul financiar al anului 2014 cu o pierdere, așa cum ați subliniat, destul de importantă pentru noi, în sens negativ, bineînțeles, cu 102.000 de lei minus. Pierdere generată într-un trimestru al lunilor de vară, trimestru 3 anului 2014. N-aș insista și numai să subliniez faptul că pe o analiză foarte riguroasă făcută în aceste 6 luni parcurse de când a preluat societatea cu un consiliu de administrație nou numit de Consiliul Local, de adunarea generală a acționarilor, să fim mai riguroși pe legea 31, putem spune că este un fapt îmbucurător, după o analiză riguroasă, unde am analizat punctele
tari și punctele slabe ale societății, puncte care le-am transmis spre analiză și în raportul administratorului special în ședința de vineri și este îmbucurător faptul că la ora actuală societatea lucrează pe profit. Pot să vă spun la zi, am încheiat trimestrul 1 al anului 2015 cu 30.000 de lei profit. Asta ne împinge din spate și ne demonstrează faptul că se poate aduce la liman această societate. La fel de important este faptul că nu mă feresc să o spun, am spus-o în plenul unei ședințe de Consiliu Local. Acționarul unui Consiliu Local trebuie să aibă grijă de societatea lui. Este 100% acționar și văzând rezultatele negative și situația în care s-a aflat societatea și se află încă societatea Mara Nord în reorganizare judiciară cu un plan suplimentar de reorganizare până în anul 2016, undeva la luna iulie, societatea noastră, personalul nostru simte că deja are acționarul unic Consiliul Local aproape de ea. Mă refer la faptul să se țină de bugetul local, de promisiunile făcute, transpuse în bugetul local pe anul 2015 și să ne aloce pe lege acele subvenții care sunt cerute, solicitate pe cheltuielile lunare pe care societatea le are și acele facilități, acele gratuități date de Consiliul Local prin hotărârea 8 din 2014. În ce stadiu sunteți la ora actuală, în luna iunie? Știm că există această hotărâre de Consiliu Local prin care pensionarii, persoanele, au gratuitate. Persoanele cu nevoi speciale, pe legile speciale, inclusiv veterane de război, Asociația Foștilor Deținuți Politici, au facilități prin hotărârea Consiliului Local vis-a-vis de prețul atât la bilete cât și la abonamente. La zi putem spune că suntem cu subvenția solicitată lunară plătită de către bugetul local. Puțini au fost anii din urmă când societatea Transformarea Nord se bucura de acele subvenții, repet, pe lege. Nu este un moft al societății să solicite aceste subvenții. Din păcate, cu speranța că se va reveni la o stare de normalitate în ceea ce privește achitarea sumelor restante pe facilitățile date prin hotărârea Consiliului Local numărul 8, mă refer la acele gratuități de care aminteam înainte, unde bugetul local înregistrează la noi o restanță de 100.000 de lei, 110.000 de lei. Dar promisiuni sunt că se vor face și acele plăți cu toată austeritatea asta a bugetului local, pe care și noi o înțelegem. Bun, ați vorbit despre un mic profit, dar asta nu înseamnă că societatea a ieșit încă din situația în care s-a aflat. Nici vorbă, încă mai avem de lucru, chiar dacă timpul este scurt, mai avem un an de zile până când ne închidem pe acel plan suplimentar acordat de judecătorul sindic pe linia reorganizării judiciare. Arătam în ședința de vinere a adunării generale a acționarilor incertitudinii care se plasau undeva în raport la punctele slabe ale societății, că avem încă, în afară de aceste datorii pe care le înregistrează bugetul local pe linia gratuităților, în acest plan suplimentar mai sunt trecute niște restanțe la subvențiile istorice, cu ghilimele de rigoare, de prin anii 2004, 2003, 2004, în valoare de 253.000 de lei. Și conform planului suplimentar și plan de reorganizare este prevăzut ca societatea să vândă parțial din patrimoniu, teren, hale, ce se poate vinde în așa fel încât să nu ne încurce în procesul nostru de producție. Aceste cifre și aceste măsuri trecute în planul suplimentar nu sunt realizate.
O spun cu toată transparența, pe linia vânzării patrimoniului eu mă bucur, pentru că am spus-o și administratorului judiciar, firmei care dirigează această reorganizare judiciară, am spus-o și Consiliul Local în raport, noi ca și personal, și eu personal nu mă înghesui să vindem patrimoniu, pentru că pornind de la zicala aia țărănească, ce-i vândut e bun vândut, cu speranța că acționarul unic va găsi împreună cu noi o altă soluție privind suplimentarea acestor fonduri. E vorba de 400.000 de lei vânzare din patrimoniu care lesne poate fi suportat din bugetul local ca și fond de redresare a societății și un fapt la fel de important în 2016, în ultima perioadă a planului suplimentar de organizare, este prevăzută o majorare de capital social de către acționarul unic, în valoare de 700.000 de lei, și trăgeam de pe acum semnalul de alarmă acționarului, repet, Consiliul Local, să nu uite că vine și această scadență la plată, această majorare de capital. Tot pachetul acesta financiar pe care îl amintesc în strânsă corelare, să-i spun, cu sistemul de management al societății care se vede are acest trend pozitiv, ne dă garanția că la sfârșitul perioadei o parte din acele 22 de miliarde vechi, 2.200.000 cu care s-a intrat în insolvență, trecute în planul de plăți, vom reuși să le achităm măcar la jumătate, ca să dăm semnalul creditorului principal, care este ANAF-ul, că există șanse și voință de a-și recupera aceste datorii. Spun poate prea mult cifre, ceea ce mai puțin interesează beneficiarul nostru, călătorul. Dar sunt absolut obligatorii de amintit, pentru că toate aceste argumente care au fost trecute în raportul supus aprobării adunării generale de acționarilor de vineri, au stat la baza solicitării noastre de a investi în societate. Și ce să investești într-o societate de transport decât în parc? Parcul auto, care înțeleg că auto? În urmă cu vreo 4 sau 5 ani de zile, nu? Undeva în 2009-2010... 2009 prima tranșă de autobuze aduse și în 2010 a doua. Au fost aduse niște autobuze, da. Era o mare realizare atunci, pe vremea aceea, pentru că parcul auto foarte dinainte mare și era dezastruos. Foarte bună și mare realizare, pentru că s-a demonstrat, pe lângă fiabilitatea acestor autobuze, s-a demonstrat că au... Pe lângă faptul că au scăzut cheltuielile de reparații în parcul vechi, societatea a început încet, încet să capete coajă, să-i spunem. S-a redresat. A dat dovadă că se poate redresa. Suma aceea de 102.000 pierdere pe anul 2014 s-a datorat unui management total aiurea. Nu cred că mă exprim dur sau... Nici în ziua de astăzi eu nu mi-explic și noi nu ne explicăm cum a putut e perioada lunii de vară care într-adevăr duce la o scădere a încaselor pentru că este vacanță la elevi, sunt concedii pe linia călătorului nostru care este angajat în câmpul muncii, sunt transporturi cu bicicleta pe jos, sunt multe, mulți factori care concură la scăderea. Faptul că poate n-au aer condiționat și e foarte cald. Este obligatoriu. Spun asta pentru că avem un telespectator care vă întreabă cum ați cumpărat autobuze fără aer condiționat. În 2008, 2009, 2010, da, probabil că nu s-a gândit nimeni la asta. Chiar dacă s-a gândit, eu știu și atunci posibilitatea financiară a bugetului local, cumperi conform după posibilitățile financiare care le ai. Nu cred că a fost o rea credință sau rea voință sau neștiință în a negocia la vremea respectivă inclusiv această facilitate. Cert este că la ora actuală
am ajuns să fim prea săraci ca să ne permitem să cumpărăm ceva ieftin. Și spun asta pentru că gândurile noastre duc la o negociere cu un operator în parcuri de autobuze urbane second hand undeva la o valoare care ne pot duce cu convingerea că cel puțin prin aceste achiziții 4-5 autobuze ne vom permite să cumpărăm. Avem sursa de finanțare, este asigurată. Acționarul unic, Consiliul Local, a fost de acord vineri să investim în parc și vom pune la dispoziție o sumă, spunem noi, rezonabilă, încât să ne permită să cumpărăm 5 autobuze cu toate facilitățile care ne dorim, inclusiv aer condiționat. Nu o să mai cumpărăm prin comparație cu ce au adus aceste Van Hool-uri, care, repet, au fost foarte bune și au făcut treaba, au adus veniturile necesare încât să supraviețuiască societatea și să treacă pe profit. Ca un amănunt la ceea ce vă spun, astă seară, în urma hotărârii Consiliului Local, vom avea o întâlnire tehnică cu comisia de negociere, de achiziție a acestor autobuze de pe piață, fie ea internă, fie externă. Încă nu știm cine va fi, cifra va fi concurențială, cea care va hotărâ de unde vom achiziționa aceste autobuze. Totul este să, prin această ședință tehnică, această comisie, să punem cap la cap toate cerințele tehnice ale noastre, comparând cu ce greutăți am întâmpinat de-a lungul în ultimii 2-3 ani cu aceste autobuze second aduse din Olanda, și să reușim ca în 2 săptămâni să putem avea completarea aceasta de parc. Vă spuneam și înainte, unul din argumentele forte care au stat la baza hotărârii Consiliului Local, în 2009-2010, societatea prin primăria Sighet a achiziționat 10 autobuze second din Olanda și un microbuz, din care mai funcționăm cu maxim 5. Deci fără să avem pretenții de o rezervă de traseu. Ori nu se poate. Spuneam în ședința de Consiliu Local că fluxul tehnologic zilnic, lunar și anual al societății duce la faptul că dacă o verigă este scurtcircuitată, foarte greu ne redresăm. Și mă refer la faptul că avem traseele foarte bine stabilite, pe care cu strategia de completare a parcului nu avem altceva de gândit decât să suplimentăm, nici de cum să reducem un traseu, să suplimentăm trasee în așa fel încât să fie și profitabil și să ne aducă venit zilnic, pentru că neavând trasee viabile, neavând mijloace de transport care să ducă la un confort sporit, inclusiv acea doleanță pertinentă și adevărată a călătorului aer condiționat, ambientul, situația ambientală din interiorul și exteriorul autobuzului, pierdem bani. Pierdem subvenția care nu mai putem solicita de la Consiliul Local, chiar dacă este legală, dar legală pe cheltuiala care o facem noi lunar, făcând cheltuieli nu putem solicita subvenții și în final nu putem plăti nici măcar, nu datoriile trecute în planul de reorganizare, nici datoriile curente. Ori este păcat. Repet, argumentul principal acesta a fost și faptul îmbucurător, Consiliul Local în unanimitate în ședința AGA de vineri a hotărât achiziționarea a cel puțin 4-5 autobuze. Bun, 4-5 autobuze care să fie tot, înțeleg, tot second hand, pentru că nu există bani pentru altele noi. Vă întreabă un alt spectator dacă n-ar fi bine să cumpărați 2 noi decât să cumpărați 4 sau 5 vechi.
eu aș dori să cumpăr și unul nou. Și, sincer vă spun, m-aș mulțumi și m-aș folosi de cele 4-5 vanuri care le avem în dotare cu toate cheltuielile și reparațiile pe care noi le suportăm în fiecare lună și știm, ne lovim de ele, dar la ora actuală un autobuz pe piața românească nou este undeva între 110.000 de euro și 170.000 de euro. La fel de adevărat este faptul că, și îmbucurător, este faptul că avem în țară o uzină de autobuze românească, capital 100% românesc, cu autobuze care se fabrică în București cu licență și cu piese 100% germane. Nu o să dau firma pentru că nu este atât de important, dar este super viabilă. 170.000 de euro. La ora actuală, noi dispunem de 100.000 de euro. Normal că fiecare se întreabă ce este mai avantajos, să cumpărăm un autobuz nou cu 100.000 de euro sau să cumpărăm 5 autobuze second care să ne ducă în prelungirea activității sigure încă, spun eu, cel puțin 5 ani, 5-6 ani. În Bun, final, asta în condițiile în care mai aveți în paralel totuși funcționale încă vreo 4. Sigur. Vom merge în paralel cu autobuzele noastre acești 5, 6, chiar 7 ani cu 10, 9 autobuze. Tehnic sunt multe de povestit pentru că ai nevoie de rezerve, spuneam înainte de suplimentarea parcului, traseelor. Aș da un exemplu. Îmi doresc să văd un traseu nou din o zonă limitrofă a municipiului până la un supermarket din municipiu. Nu avem la ora actuală așa ceva. Îmi doresc o suplimentare de linie din gara municipiului până în cele două ieșiri din municipiu. Da, mai există și o discuție privitor la parteneriatele care s-ar putea face cu primăriile limitrofe municipiului Sighetul Marmației pentru a avea curse și spre acestea, care să fie și plătite până la urmă de către Consiliul Local în finalul, al Comunei X sau Y. În condițiile în care, practic, sighetenii de la bugetul local contribuie la cumpărarea acestor autobuze și de ele se folosesc și cetățenii care urcă în care, de exemplu, Sarasău sau în alte sau localități. Lung, da. Dar primăria din Sarasău și Consiliul Local de acolo nu cotizează cu nimic la societatea Mara Nord. Este adevărat. E cam ca și cu spitalul, sigur. Dar să nu uităm, dar la altă dimensiune. Să nu uităm că pe linie de facilități date de Consiliul Local prin acea hotărâre 8, care dă cuantumul unui abonament cu reducere pentru pensionari și categoriile defavorizate și elevi, nu beneficiază decât locuitorii în arealul Sighetului. Nu este o... Da, aveți controlori scuză. Care verifică lucrul ăsta pe mijloace de transport în comun? Da, abonamentul care noi îl liberăm electronic, deci pe evidență electronică, prin dispeceratul nostru, nu dă un abonament cu 50% la un pensionar din Câmpul Lung, de exemplu. Asta mă refer. Dar nu e o explicație asta, pentru că unde suntem noi defavorizați financiar, nu contează cuantumul acestei sume. Dar este importantă, totuși, cel puțin morală, dacă nu materială, la subvenția acordată de Consiliul Local. Acea subvenție de 46.000 de lei lunar de care beneficiem noi, luați-o ca o medie pentru că este fluctuantă în funcție de cheltuiala care o facem noi lunar, e plătită numai din bugetul local Sighe și nu din celelalte UAT-uri, unități administrative teritoriale. Se tinde acolo, pentru că dacă ați analizat unul din gândurile primarului municipiului sau Consiliului Local, să ajungem în faza în care transportul urban de călători să fie răspândit pe o zonă metropolitană. Acolo este viitorul
și al societății românești în general și o țintă a noastră ca și operator de transport. Și atunci vom ajunge în sistemul de activitate a anilor 90 și înainte de 90, când operam până la Piatra sau Săcel. Zona metropolitană a Sighetului nu are o răspândire așa de mare când vorbim de Săcel sau de Rona de Sus, Coștiui. În analiza care am făcut-o împreună cu o parte din Consiliul Local, mă refer la Comisiile Reunite de Buget, Finanțe și Juridică pe linia achizițiilor, întrebam, nu neapărat retoric, ce înseamnă pentru bugetul local 1 milion de euro? Răspunsul aproape la unison a fost că nu e o sumă așa de importantă ca suport financiar, fără să pun a doua întrebare, pentru un suport financiar pentru achiziții de autobuze noi. Îmbucurător este faptul, am simțit, nu o spun de complezență sau să simtă consilierul local al nostru periajul societății de transport, dar este îmbucurător faptul că s-au lămurit fiecare dintre ei că odată și odată trebuie investit în transport prin achiziționarea de autobuze noi. 1 milion de euro ne costă 90 autobuze de pe piața românească sau nu neapărat, dar sunt noi și atunci putem să ne aliniem cu serviciul de transport la standarde europene sau cel puțin, pentru că fiecare circulăm, am mai spus-o și o spun, până când va pricepe călătorul nostru, pentru că el este beneficiarul și cel care ne dă producția zi de zi și lunară. Ne uităm cu jind nu departe de noi la Baia Mare. Ai văzut și tu, pentru că te duci acasă, mă uit și eu ce înseamnă autobuz, urbis, condiții de transport. E adevărat. În ani de zile și cu o altă putere financiară. Altă putere financiară și alt de județ, și management adecvat. Dar ce ne dă nou curaj pentru, cel puțin pentru anul viitor, este primul punct care se va petrece în următoarele 2 săptămâni primind achiziția acestor autobuze. Să nu uităm că cel puțin pe latura investițională a Sighetului vedem. Ați făcut emisiuni nenumărate pe problemele de investiții în municipiu și vedem că tot Sighetul este un șantier. Trebuie să înțeleagă fiecare, cel puțin cel care se urcă și coboară din autobuzul societății de transport Marea Nord, pentru că nu poți de fiecare dată să respecti cel puțin, nu orarul, pentru că aici nu avem scuze, dar ambientalul din interior, vedeți, tot orașul este plin de praf. Nu mai vorbesc, sunt niște drumuri care duc la o uzură a autobuzelor, cel puțin necontrolată. Gândiți-vă la șantierul de pe DN18, ieșirea spre Cămara. Gândiți-vă la șantierul pe DN18, la ieșire spre Vadul Izei, Șugău. Gândiți-vă la DN19, ieșirea spre Satu Mare. Gândiți-vă pe zona centrală. Uitați-vă ca și un apogeu la șantierul de pe Iapa. Nu vă închipuiți ce muncă de Sisif trebuie să faci pe Iapa ca să-ți respecti promisiunea, să nu-l lași pe călător în Valea Hotarului și să-l transbordezi prin microbuze până sus în capă de linie, pentru că, repet, trebuie să ajungă în timp util acasă sau la servici sau la școală. Tot ambientalul ăsta duce la reparații de suspensii, motor, radiator și cheltuiala este enormă. Dar se va termina. Se vor termina șantierele și vom avea și noi pretenția că circulăm pe niște artere de circulație noi, refăcute, fără praf și atunci chiar că indiferent de coordonarea societății Marea Nord nu o să mai avem nicio scuză privind
facilitățile care este obligatoriu să le creezi pentru a-ți crește clienții. Este îmbucurător faptul că ne păstrăm clienții în condițiile care prestăm noi serviciile de transport la ora actuală. Gândiți-vă că transportăm anual peste 1 milion de călători. Avem, chiar dacă sună statistic, ca pondere 600.000 de călători din bilete și 400.000, în jur de 400.000 din abonamentele eliberate lună de lună și cu facilități și abonamentele întregi. Autobuzele Van Hurul astea achiziționate în 2009-2010 second rulează în jur de 32-35.000 de kilometri lunar. Nu avem autobuz la ora actuală sub 800.000 de kilometri rulați. Și totuși merg în continuare. Merg în continuare. Facem o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem. Dacă nu ai reușit încă să îți găsești gresia și faianța mult visată pentru locuința ta, acum ai ocazia prin Showroom Veneția. Îți sună bine? Trebuie să și vezi, după care te vei convinge. Showroom Veneția îți oferă peste 100 de modele noi de gresie și faianță în cele mai frumoase culori și combinații, în trend cu moda anului 2015. Pentru luxul complet, comercializăm obiecte sanitare de la A la Z. Fie baie, bucătărie sau hol, orice încăpere prinde viață cu produsele achiziționate la noi. Vindem și parchet laminat produs în Germania, cum doar la noi găsești pe piața locală. Ne gândim și la exteriorul casei. Vino să vezi cele mai frumoase pavaje, modele de piatră pentru soclu și gresie de exterior pentru trepte. Cumpărăturile efectuate la noi beneficiază de transport gratuit la domiciliu. Vizitează-ne! Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, bloc 4, lângă casieria TV Sighet. Telefon 0748 533 977. Showroom Veneția. Clinica Someșan este o instituție privată ce oferă asistență medicală la standarde moderne. Beneficiem de aparatură de ultimă generație, de experiența și profesionalismul unei echipe de medici și asistenți care conlucrează pentru a asigura pacienților servicii de cea mai bună calitate, discreție și respect. Peste 100 de medici acoperind domeniile medicale, chirurgicale, obstetrică, ginecologie, radiologie și imagistică medicală, medicină de laborator și stomatologie. Dispunem de săli de operație moderne dotate inclusiv cu aparatură de diagnostic și intervenții endoscopice pluridisciplinare. Săl de naștere, compartimente de neonatologie și terapie intensivă. Asigurăm medicația de specialitate și consiliere farmaceutică prin farmaciile Someșan deschise non-stop. Clinica Someșan, o clinică pentru siguranța sănătății dumneavoastră. Promoțiile primăverii ajung prima dată la magazin Onyx, centru de colorare al firmei Polyclor. Îți dorești o împrospătare? Îți oferim la cele mai bune prețuri vopsele de interior și exterior, lacul, coloranți, diluanți, gleduri, ciment, polistiren, colțare și plasă fibră pentru izolații, precum și tencuială decorativă într-o gamă diversificată de nuanțe. Știm că îți place să-ți admiri curtea frumoasă, te ajutăm și în acest domeniu. Vindem folie pentru solar cu protecție UV albă, neagră și folie pentru căpșuni cu lățimi de 2, 4, 6, 8 și 12 metri. Găleți, ghivece, articole și unelte de grădinărit, scări metalice și butoaie de toate dimensiunile. Dacă te gândești și la curățenie, tot magazinul Onyx este soluția. Avem produse de curățenie pentru orice încăperi sau suprafețe. Magazin Onyx prin Dom Plaserele, Sighetul Marmației, strada Gheorghe Doja, lângă sensul giratoriu. Pentru prevenirea incendiilor și exploziilor în locuințe, nu folosiți mijloace de încălzire defecte sau improvizate. 112, numărul unic european pentru apeluri de urgență. Gratuit în orice rețea de telefonie. 112 salvează viața, proprietatea și mediul. Apelarea falsă sau abuzivă se pedepsește.
Știrile TV Sighet, știrile de lângă casa ta. La Borșa, mai mulți stâlpi și indicatoare care delimitau traseele turistice au fost furate. Mare a fost mirarea salvamontiștilor din zonă când au observat că lipsesc indicatoarele care erau amplasate la o cotă mai mare, iar celelalte care erau mai jos și păreau mai la îndemâna hoților nu au fost furate. Secția de chirurgie din cadrul Spitalului Municipal Sighet va fi complet renovată de la holuri și grupuri sanitare până la săl de operație și saloane. Parterul clădirii a fost finalizat de curând, iar în prezent se lucrează la etajul superior. Proiectul sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Maramureș a fost prezentat astăzi și la SEIN. Reprezentanții acestui proiect le-au explicat celor prezenți că această investiție este extrem de importantă nu doar prin prisma fondurilor alocate, ci și a beneficiilor. Un eșafodaj din metal de aproximativ 43 de tone a fost așezat în această dimineață la baza cupolei centrale a Catedralei Episcopale Sfânta Treime din Baia Mare. Acesta a fost amplasat de o macara gigant de 500 de tone, adusă special pentru această operațiune. Cu Grigore Șteț, directorul Societății de Transport în Comun din Sighetul Marmației. Vorbim astăzi în cadrul emisiunii Sighetul de azi. Domnule director, sunt câteva SMS-uri și de la telespectatori care vă întreabă care e orarul oficial și unde poate fi el citit de către un călător. Da. Fiecare traseu pe care l-am publicat și în presa locală și pe posturi de televiziune are orarul începând cu ora 5:30 până la ora 23:30. Repet, pe fiecare traseu, analizat la vremea respectivă, modificat pe aici pe acolo funcție de influența care o are perioada concediilor, perioada vacanțelor, dar făcut în așa fel încât să acopere toată perioada zilei și să mulțumească călătorul nostru în așa fel încât să își atingă scopul care îl are zilnic. Și mă refer la a ajunge rapid și la timp la școală, la locul de muncă și înapoi. Este important faptul să reamintesc călătorului prin intermediul emisiunii dumneavoastră că abonamentele și fie pe facilități se referă la 60 de călătorii lunar, pentru că mai preîntâmpinăm cu ocazia asta niște explicații care trebuie să le dăm, că nu poate călători cu abonamentul de câte ori are el, nu neapărat nevoie sau are chef. Dar programul s-a dovedit a fi foarte bine structurat, pentru că cel puțin în decursul timpului nu am avut sesizări de modificare. Reclamații, trebuie să recunoaștem, am avut pe această linie, pentru că nu de fiecare dată putem respecta programul. Fie datorită factorilor obiectivi, vina noastră, fie cei subiectivi care duc la blocaje de circulație. Spuneam înainte ce se întâmplă în oraș cu șantierele și este undeva normal să trecem peste aceste greutăți, pentru că orice investiție își are rolul ei și își atinge scopul în final. Da, orarul acesta este publicat în stațiile de autobuz? Nu. Nu este publicat în stația autobuz, a fost publicat. Nu este la ora actuală publicat pentru că, dacă ați observat, foarte multe din stațiile autobuze care au fost supuse concesionării la vremea respectivă de către Consiliul Local, cel puțin de pe zona centrală, parte din ele au fost desfințate, parte trebuie schimbată structura urbanistică cel puțin. Și suntem în analiză la ora actuală cu Serviciul de Urbanism al Primăriei și Comisia de Circulație de a
parcurge această etapă de mobilier urban, aceste stații de autobuz pe specificul zonei noastre, fie periferice, cum ar fi zona Iapa sau Șugău, fie în municipiu, și dotate aceste viitoare stații de autobuz, eu mă refer la construcția stației autobuz, nu locația ca atare, să fie dotate cu spațiu special pentru afișaj. Este o scăpare a noastră faptul că nu e o scuză că nu avem unde să afișăm. Avem o argumentare, faptul că acest orar al nostru este arhicunoscut de călător. Este obișnuit, știe. Da, aici nu o să fiu de acord cu dumneavoastră, pentru că v-a adresat și turiștilor care vin, poate, în Sighetul Marmara. Era în prelungirea ce vă spuneam înainte, în prelungirea frazei mele, exceptând zona de vară, perioada de vară, când avem turiști și potențial pot circula cu mijloacele de transport, ceea ce este un număr nesemnificativ. Nu că n-ar avea dreptul să știe. Am avut la sediu, la noi, zilele trecute, turiști trecuți din țara vecină, care se interesau de trasee, nu neapărat turistice, trasee fie spre Baia Mare, fie spre Satu Mare, crezând că noi operăm și pe acea zonă. I-am condus la operatorul de transport extraurban, dar ne dorim și vom insista la Consiliul Local de a realiza acele stații de autobuz care să fie cu afișaj de orar, cu denumire. Vă spuneam într-o emisiune, dacă nu mă înșel, am discutat cu primarul din Sarasău și primarul din Câmpul Lung, cerându-le părerea dacă la stațiile din arealul lor de activitate vom putea păstra niște denumiri, să le zicem, denumiri uzuale a lor. Ei sunt de acord și să punem acea siglă Transport Mara Nord cu stație și semnul nostru distinctiv, inclusiv să o botezăm stația. Suntem un lucru cu această dorința noastră să botezăm fiecare stație, cum am botezat-o, dacă ați văzut, la Catedrală, pe centru, avem o stație cu un post de radio. Stația Radio Sighet. A, deci, practic, fiecare stație doriți să aibă un anumit nume. Da. În Comisia de Circulație vom analiza, vom propune și de ce să nu le botezăm? Pentru că mi se pare mult mai facil să știe că la Sarasău una din stații este la Andrei. Este de acord. Este o denumire încetățită deja de locuitori și de călătorii noștri. Asta înseamnă că după ce le botezați, să spunem așa, în ghilimele, urmează să publicați și stațiile respective. Va fi afișajul corespunzător cu fiecare, cu denumirea, inclusiv denumirea, botezul stației respective. Asta e valabil până la Bocicoi, Șugău, Iapa și Câmpul Lung și Sarasău, pe toate traseele. Da, vă întreabă un alt telespectator, care traseu este cel mai rentabil? De departe, Câmpul Lung la Tisa, neapărat că e cel mai lung, dar spectrul beneficiarului nostru, începând de la comerciant, muncitor, angajat într-o societate comercială la Sighet, elev, pot să vă spun că sub aspectul rentabilității, Câmpul Lung la Tisa ne dă undeva la 35% din încasările zilnice. Avem Iapa cu un traseu foarte bun, cu aproape 25-26% din încasări zilnice. Când spun, poate că interesează telespectatorul dumneavoastră,
Când spun procent de 35% când plung la TISA, spun o încasare zilnică între 1.000 și 1.300 de lei. Sau între, 700 și 900 de lei încasare zilnică de pe IAPA. Spun 500, 600, chiar 700 de lei încasare zilnică de pe Șugău sau Bocicoi. Facem sau încercăm să facem în așa fel încât fiecare traseu riguros calculat să fie rentabil, pentru că pe linia subvenției acordate de Consiliul Local avem trasee cum ar fi zona Valea Cufundoasă. Gândiți-vă că facem 7-8 curse zilnice pe Valea Cufundoasă, de unde aducem navetiști la lucru, elevi și celelalte categorii de călători, cu 15 lei, 20 de lei în casări zilnice. Dar este problemă socială. Înțelegem și trebuie să o respectăm traseul, pentru că dacă ai calcula riguros, ți-ai dat seama că nu merită să deci trimiți. Deci se înțeleg că telespectatorii care ne urmăresc de pe Valea Cufundoasă, dacă s-ar face o analiză de rentabilitate, acea cursă ar trebui să fie anulată și ei să vină de acolo cu mijloacele proprii sau pe jos. Sau cu bicicletă, da. Dar nu este corect să-l lași să vină cu alte... Pentru că, repet, Consiliul Local investește în transport. Pe lângă achiziții, acordă acele subvenții. 50% din cheltuiala noastră lunară cu carburantul, care are o pondere destul de mare. Gândiți-vă că 35% din cheltuiala noastră lunară o reprezintă numai motorina. Plus celelalte cheltuieli cu piese, care sunt din ce în ce mai scumpe, având în vedere starea autobuzelor. Și toate astea duc la ce? La o analiză privind profitabilitatea traseului și la echilibru pe care trebuie să-l păstrăm în ceea ce privește tariful de transport. Fie el bilet pe fiecare zonă stabilită de Consiliul Local în parte, fie el abonament stabilit prin hotărârea Consiliului Local, acea hotărâre 8 la care făceam referire, sau prețul unui abonament întreg. Beneficiarii care nu au facilități. Și atunci, în acest echilibru, noi trebuie să punem toate elementele noastre de cheltuieli, să stabilim acel profit minim la care societatea trebuie să ajungă și, din păcate, și o spun din păcate, suntem nevoiți o anumită cotă din prețul biletului și abonamentului trebuie să o acoperim, să acoperim acele datorii de 19 miliarde încă mai avem de achitat în planul de plăți, acele datorii istorice. Să ajungem în faza în care să ne permitem, o spuneam înainte, chiar dacă era peste puterea de înțelegere oricui, că se tinde pe linia transportului urban de călători spre gratuitate. Luăm exemplu marele metropole din țară, luăm Clujul, luăm Timișoara, care deja își pun problema în Consiliul Local, unde și acolo există transport local, 100% Consiliul Local ca și acționar, nu vorbim de firme private, unde deja se pune problema suportării din bugetul local a tuturor cheltuielile de transport, în așa fel încât călătorul să poată circula în oraș gratuit. Bun, suntem la final. Eu vă mulțumesc pentru prezența astăzi în emisiune. Aș vrea să vă întreb totuși, înainte de a închide, și despre prețul abonamentelor și prețul biletelor, dacă el va crește în viitorul foarte apropiat sau rămâne la avem, același nivel? Avem pe zone bilet de la 1 lei 8 și 80 de bani până la 3 lei și mă refer la Câmpul Lung, la Tisa, zona cea mai îndepărtată. Sigur va crește, pentru că în fundamentarea acestor prețuri dau numai două cifre comparative. În prețul vechi stabilit, motorina, care este ca pondere în cheltuiala națională, era calculată undeva la 5 lei și 30 de bani
Știm cu toții că la ora actuală luăm motorină cu cel puțin 5 lei 80 de bani, dacă nu 6 lei. Fluctuația este destul de mare. Și gândiți-vă la creșterea salariului minim pe economie, stabilit prin hotărâre de guvern. A fost la începutul anului o creștere de la 800 la 900, la 850 la 975 de lei. De la 1 iulie mai sunt două săptămâni și vom majora salariile personalului nostru de la 975 la 1050 de lei. Este foarte important faptul că în structura noastră de personal salariul minim pe economie reprezintă undeva la 35% din personal. Avem colegele noastre taxatoarele care sunt, din păcate, la acest nivel de salarizare și prin creșterea asta, sigur, de la 1 iulie, dacă argumentele noastre vor sta în fața Consiliului Local în ședința ordinară de la sfârșitul acestei luni, vom aplica o majorare de maxim 10%, nu mai mare. Spun 3 lei câmpul lung, undeva la 3 lei 50 sau în loc de 1,80 lei la 2 lei. Nu va fi o creștere semnificativă. Deci dumneavoastră argumentați prin prisma faptului că, iată, urcă salariul minim pe economia de la 1 iulie. Urcă prin obligativitate. Eu nu mi-aș fi dorit să operez acest salariu că obligă prin hotărâre de guvern. Eu îmi doresc să am posibilitatea să majorăm salariile personalului pentru că merită. E unul din punctele tari ale societății, media de vârstă și voința asta a lor, pe care eu o simt când le spun în fiecare lună. Dau un exemplu, le afișez încasările noastre lunare pe dispeceratul lor, unde ei își fac ciclograma, iau la cunoștință de parcursul zilei respective, traseul celălalt și se uită. Mi se pare benefic faptul să fii transparent cu ei și să vadă că am încasat luna iunie 870 de milioane de lei. Chiar dacă știu, pentru că sus în acest afișaj scrie ceva de genul ținta noastră este 940.000. Acolo trebuie să știe. Și atunci, deci le-a spus target, ca să spun așa. Da, le-am fixat un target așa, fără să influențăm atingerea acestui target cu veniturile lor. Pentru că așa e. Bun. Salariile sunt mici. Să sperăm că veți reuși și cu acțiunea asta de cumpărare de autobuze second hand și nu o să vă loviți de birocrația care până la urmă există în toate instituțiile publice și s-ar putea ca asta să vă dea ceva bătăi de cap, dar să nu renunțați până la urmă. Nici vorbă. Nici vorbă. Este o hotărâre a Consiliului Local, este îmbucurător, este o necesitate, există surse de finanțare. Singurul lucru de care trebuie avem grijă, să evităm sau să răzbim peste această birocrație și la finalul acestei acțiuni să fim convinși că ce am cumpărat pentru transportul în comun, acele 4-5 autobuze, am cumpărat bine. Am făcut o afacere bună. Să nu le spuneam colegilor mei astăzi, într-o întâlnire cu ei, pe linie tehnică, în finalul acestei acțiuni să nu cumva să ne fie rușine unul de altul, să nu ne putem uita unii în ochii altuia când vedem autobuzele în curte. Să ne mândrim cu ele și eu sunt convins că vom fi pe aceeași lungime de undă cu Consiliul Local. Bun, vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Sighetul de azi. Rămâneți cu știrile prezentate de Ioan Silviu Rohnean în câteva momente. La revedere! Sighetul de azi, emisiunea care dezbate tot ce contează. În primul rând, pentru că liderii PSD nu contează la centru. Și în al doilea rând, nu-și dau interes. Eu cred că interesul a fost punctual de a cumpăra primari. Interesul a fost de a promite voturi la centru. Și acum, când nu și-au făcut treaba, centru îi dă deoparte. Discutăm de o comunicare poate mai greșită sau nu chiar foarte fericită. A fost situațiile cu străinătatea, a fost poate greșeli de strategie. Le las, le analizez, le se vor analiza în interiorul Partidului Social Democrat. Vom vedea
ce se poate îndrepta, vor fi alegeri, vor fi noi organisme de conducere prin membrii săi și am gătat. Sunteți un candidat, să spunem, pur sânge român cu Escu, cum ne-am obișnuit până acum. Cum comentați? Acum, eu vă asigur că sunt un cetățean român pur sânge, dacă ați folosit această noțiune. Sigur, sunt etnic german, nu este niciun secret, dar sunt cetățean român și am numai cetățenia română. Nu mi-am dorit și nu voi avea altă cetățenie. Și cred că ceea ce vrem noi nu este să sortăm oamenii după etnie, ci vrem să avem un român și în acest sens clar că sunt român, care conduce România înspre bine. Sighetul de azi, emisiunea care dezbate tot ce contează cu Gheorghe Paul Stanislo.